Thanks to them for everything what they give to me and to the team, of course, the big support what they give to us. And Dugan, deci le mulțumește suporterilor pentru felul în care se manifestă la fiecare partidă. Ne încurajează de câte ori jucăm, mă încurajează de câte ori înscriu. 7 puncte în 3 meciuri. E un rezultat bun pentru acest debut de 2023. Da, e bine. Maybe this conceded goal in the last minute was a little bit unexpected because in three matches we didn't concede a goal. Da, oarecum ciudat așa că am luat golul din prelungiri și felul în care l-am luat, so pentru că în rest noi n-am luat goluri în acest 2023. Am dat 7 goluri. Am luat unul, dar e bine pentru noi să ne continuăm forma aceasta bună. Și așteptăm să intrăm în play-off și acolo să arătăm la fel de bine. Ești pe primul loc în topul golgheterilor. Îți dorești acest titlu? Yeah, like I said yesterday on press conference, I'm not too much focused on this. Da, spuneam și am spus și ceva mai devreme, adică la conferința de presă dinaintea meciului, că nu mă gândesc neapărat la acest titlu de golgheter. Eu vreau să joc bine, să fiu sănătos, să arăt foarte bine pe teren, echipa să arate foarte bine pe teren. Dacă reușesc să înscriu, cât mai bine, dar nici nu vreau să pun foarte multă presiune pe mine. After like I see I'm in good shape and the team playing good, so I sunt în formă bună, echipa arată bine și sper să continui în felul acesta. Ai visat și despre acest hat-trick? Really, aseară nu, n-am mai visat de această dată. Thank you.